Salut! Salut și bine te-am regăsit! E bine să fiu aici. Știi ce? Mi-a fost dor de voi. Mi-a fost dor să fiu aici și îmi pare tare, tare, tare rău că n-am reușit să ne vedem mai devreme, dar se întâmplă. Dar să trecem peste justificări pentru că nu și-au sensul. Pe scurt, am muncit super, super mult, atât la casă cât și la alte proiecte. Am fost foarte ocupați și, sincer să vă zic, îmi era peste putere să mă mai ocup și de proiectul YouTube. Dar lucrurile s-au mai liniștit. Am făcut progrese enorme la căsuță și iată-mă, am revenit să vă zic ce s-a întâmplat între timp. Așa că în episodul de astăzi vreau să mă considerați ca fiind Alexandra din viitor. Adică cumva eu din viitor vin să vă zic chestiile astea. Ceea ce o să vedeți în schimb în episodul de astăzi este în trecut ce am apucat să filmăm, așa că hai să mergem înapoi în vară! Mi-am apucat în sfârșit de pereții camerei din mijloc. Pentru că până acum ne-am chinuit cu baia și văzând că ne lipsesc o grămadă de chestii, inclusiv puncte de strategie, am pus pe pauză proiectul baia și ne-am apucat să curățăm și să tencuim în mare, unde e nevoie, pereții și să vedem care e stadiul. Așa că planul după curățare este să umplem găurile astea mai mari cu tencuială reciclată din fostele cărămizi nearse, iar șanțulețele mai mici și crăpăturile din perete să le peticim cu caminota. Și mă bucur foarte, foarte mult că avem cu ce să facem asta. Așa că o să vă arăt în mare procesul pereților. Uitați numai ce frumos se văd modelele vechi, dar cel mai fain cât de fin e stratul ăsta de finisaj de tencuială. No, așa ceva, asta-i măestrie, măi. După cum am povestit, ce vrea să vină jos, vine jos. Ce nu vrea să vină, rămâne acolo că bine stă. Și ce fain e când sapi în casă, la propriu sapi cu ciocanelul ăsta și dai de istoria scrisă în pereți, pentru că noi știm că virgulă casa asta e de prin 29 și în 29 nu era curent. Și noi, vara trecută, am schimbat tot circuitul de curent, iar acum îmi dau seama că împușcă tencuiala unde a fost adăugată tencuiala pe bază de var. Și m-am gândit de ce? De ce era tencuiala pe bază de var? Pe măsură ce am început să sap, am găsit vechiul circuit de curent. Și bineînțeles că ei prin nu știu ce an au fi introdus ei curentul în iernă, tândeag. Au venit cu firele astea și apoi au tencuit cu tencuiala asta pe bază de var. Care evident că s-a umflat sau cine știe cum a lucrat cu timpul în interiorul peretelui. Și am început să crape. Motiv pentru care acum eu o să dau jos tencuiala asta și o să o repun pe cea veche de pământ.
Probabil o să se întâmple și cu minunăția asta pe care mi-am făcut-o meseriașul la curent, când am pus și noi curentul nou și s-a gândit să dea cu glet. Dar, na, vom vedea. Și toată bucata asta era glet. Și acum trebuie să curăț toată bucata asta, pentru că oricât ai încercat să le explici la meseriaș, materialele astea noi duc orice fac de toate, nu? Aha. Mai puțin să se lipească de humă, așa-i? Yes! Atenție mare la sfaturile meseriașilor! Că aveți după aia ce să lucrați. În plus, după ei. După cum putem observa, datorită faptului că firele electrice erau destul de ieșite în bazorelief și tencuiala pe alocuri a ieșit destul de în afară, aici am dat cu două rânduri de var, arată mult mai bine realitatea acum decât arăta atunci. Și da, ce pot să zic, pereții ăștia nu o să arate niciodată drept și, sincer, chiar îmi place foarte mult cum a ieșit. Nu știu dacă mai țineți minte, însă iarna trecută am izolat tot livingul și bucătăria, care este fosta cămară, cu plută, inclusiv pe tavan. Ei, în secțiunea asta, noi am făcut o treabă cum ar veni de mântuială, o rezolvare rapidă ca să trecem iarna. Însă, trebuia refăcut tot, de fapt, și asta este ceea ce facem acum. Avem mare, mare noroc cu Paul, care a venit să ne ajute să dăm jos tot, și anume pământul care stătea pe niște lețe. Și toate astea au însemnat multă, multă muncă, multă mizerie, moloz și, bineînțeles, muncă în poziție extrem de incomodă. Dar mai mult decât atât, a însemnat multă dibăcie, răbdare și foarte multă improvizație ca să ajungem să putem izola cu adevărat, cu dușumea, cu plută pusă deasupra și cu un rând mare, mare de tină, bestie, plută. Yes. Iar în cazul în care vă întrebați cât a durat să podim 2 pe 4 metri pătrați, un weekend întreg, cu curățat, cu de toate. Nici n-am apucat să-mi beau sucul de mere organic de pe proprietate. Că s-a și terminat.
Știu, e un episod destul de scurt, mai ales la cât v-am făcut să așteptați, dar promit că revin cât de curând cu update-uri și cu următoarele episoade. Țin să vă mulțumesc enorm de mult pentru răbdare și pentru faptul că sunteți din nou aici și sunt la fel de entuziasmată ca și voi să descoperim împreună ce alte proiecte și în special aventuri mai avem aici la Vatra. Până data viitoare, să fiți cu minții!